Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi fac și o Q&A-ul ăsta, e vreo 8 dimineața acum când filmez și nu am internet, pentru că de ce nu? Toată lumea e de partea mea astăzi. În fine, au fost cred că peste vreo 60 ceva de comentarii, dar toate întrebările de acolo erau legate numai de... Laba. Și, na, am reușit să fac rost de vreo 15 întrebări care să nu fie bazate pe acest subiect. Că toate răspunsurile așa, dacă era să răspund la toate alea, singurele răspunsuri cred că erau ceva de genul cea mai satisfăcătoare cu mâna mamelor voastre sau ceva de genul. Dar eu nu vreau să vă jignesc, că țin la voi ca la copiii mei. Hai, să intrăm în pâine. Prima întrebare. Ce muzică îți place? Am un prieten care e mare cântăreț, a făcut un cover la o melodie rock. Hai că... vară și vouă cum cântă. Suntem mancuri, aștept să mă frut, suntem mancuri. Bago, bago, lângă vozul meu pe rost. Dacă strângem 200 de like-uri la acest video, îl convinc să facă melodia întreagă. Ovidiu, ai auzit de Speculum? Da, am auzit la Zapi TV și nu căutați asta, nu, deci nu vreți, mai bine vă uitați la Two Girls One Cup decât la așa ceva. Ai luat inimioară de la un YouTuber mare slash cunoscut? Da, am luat odată de la Sucre. Vrei o shawarma, băiatul? Bă, mi-e cam foame totuși. Dr. Love, îmi place de una, cum să o cuceresc? Vii și tu cu o armată de câteva sute de mii de soldați și faci cum a făcut Traian acum 2000 de ani când a cucerit Dacia. Cal sau mânz, la care răspunde altul. Iapă! Aoleu, cât am mai cărnat-o. Hai, o să încerc să răspund rapid. Câți ani ai? 17 jumate. De unde ești? Dintr-un sat uitat de lume, din județul Ialomița. Cât porți la papuc? 42 sau 43? Habar n-am cât de mare e laba de la picior. Ce înălțime ai? 1,80. Ce te joci? Mare parte șutere. Ce PC ai? În descrierea canalului îl găsești. Ai frați? Nu. Și nici surori. Cât ai dat pe PC? Vreo 14 milioane, dar mai trebuie să bag o dată cam tot atât. Când l-ai luat? Prin octombrie. Da, octombrie. De unde ai luat PC-ul? Am pus pe pagina de Facebook link de la componente. Te uiți la vreun YouTuber? O să mai fac un clip. Dacă strângem multe like-uri la acest videoclip, o să fac un top din nou cu YouTuberi români preferați, cum am făcut anul trecut, dar o să-l fac un pic mai bun. O să fac amestecat și gamer și vlogger și astea. Le fac așa pe categorii. Ultima întrebare. Te vei apuca de bike vlog? Dar vrei tu să merg pe bicicletă. Glumez. Nu, ce rost are să fac bike vlog de pe bicicletă? Aș putea gen să mă plimb dimineața prin sat când încerc să dau burta jos, că așa mai fac dimineața. Mă trezesc de vreme, bag câteva ture de sat cu bicicleta când nu e lume, când astea, să mai dau și o din burta jos. Ar fi o idee, dar ce dracu să filmez? E unul care aleargă în kilos pe aici, dar... am încercat să-l văd o dată de două ori așa, de fiecare dată când am trecut cu bicicleta, dar nu l-am mai văzut. O singură dată l-am văzut, până atunci credeam că e o legendă. Eram în autobuz și mă duceam la școală, la liceu, și l-am văzut din autobuz. Nu venea să cred. Era, cred că, noiembrie și alerga în chiloți în șanț. Ce dracu-i cu lumea asta? Unde-mi este fiul? Probabil legat de un scaun de mâini și de picioare în beci și îl mănâncă șobolanii. Uite o întrebare, ce prieten dintre ai mei îi alegi după nume? Eu, Andrei Stelică, Costi Alex. Bă, îmi place cum sună Stelică, pare așa mai bătrân după nume, așa îl cheamă și pe portarul de la mine de la școală, tot Stelică. Îmi dai un leu? Ți-o dau un leu, dar îmi dai restul înapoi. Cum o să-l cheme pe copilul tău? Cum poți explica asta? Hai să aruncăm o privire. Da, pare a fi ciclul vieții, dar mult mai retardat. Mă scuzați un pic, brăbă. Ce ai prefera, să fii fată și să sugi dicu sau să fii băiat și să lingi pusiu? Ce-mi place să ling în pizdă, băi, bag limba ca-ntr-o canistră, băi, băi.
Da, acesta a fost și Q&A-ul. Eu sper că v-a plăcut și nu uitați. Limba mea e limba dracu, ai nebunit o să dușai, gata gata gata. Nu asta am vrut să zic. Deci încheiem aici. Multe s-au repetat întrebări în comentarii, dar nu-i bai. Și m-aș gândi, dacă facem multe like-uri la videoclipul acesta, în episodul final din Mafia 2 o să încerc să vorbesc numai rime. Sunt curios dacă pot să fac asta și dacă strângem 100 la videoclipul ăsta. Hai, eu v-am salutat și vă urez o vară mai răcoroasă. Ciao les. Mă trezesc dimineața, trag făină, trag făină, da. 80 de grame, nicio vină, nicio vină, da. Mă trezesc dimineața, fug de gata, fug de gata, da. Vor să-mi pună mâna pe marfă, pe marfă, pe marfă.